Începând cu data de 9 mai, Emil Florian Dumitru nu va mai conduce Federația Națională Pro Agro, luând decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat de președinte, dar și de a se retrage din toate funcțiile de conducere din cadrul organizației. Potrivit lui Emil Dumitru, faptul că nu mai dorește să mai candideze pentru încă un mandat de președinte nu este altceva decât un gest de normalitate. În urma discuțiilor avute în adunarea generală, s-a hotărât că fostul lider al Federației să susțină un interimat pentru 30 de zile până la alegerile viitoare. În acest moment, niciun membru pro-agro nu și-a arătat intenția de a candida la funcția de președinte al organizației. Cred eu că Federația Pro-Agro și-a dovedit în toți acești 4 ani de zile o maturitate în a susține niște poziții publice coerente, astfel încât să fim luați în considerare. Sigur că n-am fost un partener de dialog foarte comod. Eu personal, de nenumărate ori, am a avut poziții uneori antagonice cu decidentul public, indiferent cum s-ar fi numit el, că a fost tehnocrat sau că a fost oameni politici. Cert este că la sfârșit de mandat vreau să vă spun că la momentul la care am fost ales de către colegii mei în 2016, am spus că va fi ultimul meu mandat și faptul că trebuie să mă țin de cuvânt este un gest de normalitate. Cred că așa ar trebui să se procedeze în tot mediul asociativ, să existe niște mandate limitate din punct de vedere al timpului, astfel încât să existe o competiție reală pe ceea ce înseamnă reprezentarea interesului legitim al fermierului din România. Trebuie să vă fac precizarea că urmarea discuțiilor pe care le-am avut azi în adunarea generală, ținând cont că mă consider o persoană obiectivă, s-a ajuns la concluzia ca încă 30 de zile să țin un interimat astfel încât să organizez noile alegeri, pentru că la această dată nu s-a înscris niciun potențial candidat. Sigur că avem resurse suficient de mari în federație să ocupe poziția de președinte. Faptul că suntem foarte dezbinați a condus la, practic, mai multe voci și nu am reușit să ne atingem toate obiectivele. Astăzi a fost un gest de normalitate din partea Federației ProAgro de a-l avea invitat de onoare pe președintele interimar al Ligii Producătorilor Agricoli din România, domnul Gheorghe Albu, domnul președinte Gheorghe Albu, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale. Avem aceleași probleme și avem aceleași idealuri, motiv pentru care cred că trebuie să ne compatibilizăm în viitor, să devenim cu adevărat o forță și să nu mai fim luați uneori de politic când unii, când ceilalți, și să avem aceeași voce.